Am ajuns la ideea să invităm pe colegii noștri parlamentari care au făcut declarația de astăzi dimineață la o întrevedere tehnică și din partea Partidului Democrat vă delega un grup de colegi care va fi condus de colegul nostru, domnul Vlad Plahotniuc. Ați văzut astăzi, prin declarație, a anunțat că revine în pozițiile anterioare din care și-a anunțat suspendarea anterior. N-am discutat mai mult la acest subiect și am considerat că este un gest necesar și binevenit. E o situație foarte grea. În această situație, Partidul Democrat are nevoie de o concentrare maximă a tuturor capacităților sale umane și celor analitice. Și eu sunt absolut sigur că aportul lui va fi și de această dată unul foarte important, exact așa cum s-a întâmplat și anterior, când am format și celelalte alianțe pro-europene și majorități parlamentare. Exact, cu acest aport mi-aduc aminte că s-a venit și în cadrul alegerilor șefului statului din 2012.